Etapa cu numărul 13 a fost una cu ghinion atât pentru gruparea de la Poalele Meseșului, cât și pentru cei doi cavaleri ai Fluierului care au oficiat în derbiul Ardealului în urma duelurilor tari din teren ale confruntării dintre HC Zalău și Universitatea Jolidon Cluj, meci găzduit de sala sporturilor din urba de la Poalele Meseșului. Două jucătoare ale echipei gazdă au ieșit de pe teren pe brațele colegilor și riscă să nu fie prezente în teren la jocul din ultima etapă a turului de campionat. Prima jucătoare care a părăsit accidentată suprafața de joc a fost Ana Maria Șomoi, care a reușit totuși să revină în teren pe final de partidă, dar care este nevoită să facă ședințe de recuperare pentru a putea da randament maxim la antrenamente. A doua accidentare a fost mult mai gravă și s-a petrecut în ultimele secunde de joc în urma unui duel dintre Alina Țeții și Alina Jula. Cea care s-a resimțit serios a fost extrema stânga a grupării zeloane, care a fost de altfel și golgetera partidei cu 12 reușite. Alina Țeții a căzut și a rămas la podea preț de câteva minute, iar în cele din urmă a părăsit terenul cu ajutorul colegilor. Ulterior, jucătoarea a fost transportată la spital, unde a fost aplicat un aparat gipsat pe care numărul 10 al echipei zeloane este nevoită să-l poartă minim o săptămână. Dacă prezența pe teren a celor două jucătoare în etapa de miercuri 30 ianuarie este incertă și le riscă să rateze întâlnirea de la malul Dunării dintre HC Zalău și echipa Brăilei, grupare la care volează întrebuturi Mirela Nichita pentru cei doi arbitri care au oficiat la jocul dintre HC Zalău și Universitatea Jolidon Cluj, suspendarea de două etape acordată de Comisia de Disciplină este cât se poate de sigură. Potrivit site-ului Federației Române de Handbal, în urma ședinței Comisiei Centrale de Disciplină din data de 22 ianuarie, arbitrii Marius Bărcan și Ștefan Ciura din Colegiul Dolj au primit două etape de suspendare începând cu data de 23 ianuarie 2013 conform articolului 69.2 litera A, articol care prevede suspendarea pentru minimum o etapă sau minimum o lună competițională. Arbitrul care a dat dovadă de necunoașterea sau greșită aplicare a regulilor de joc, care influențează în mod negativ desfășurarea jocului, dar nu influențează câștigarea jocului.